lunete de ultimă generație, mitraliere, căști de protecție, drone și termovizoare. Asta a primit Ministerul Apărării la începutul acestei săptămâni din Statele Unite. Este vorba despre un lot consistent de armament modern, în valoare de 3 milioane de dolari, care va îmbunătăți substanțial gradul de pregătire a militarilor noștri. Așa ceva armata noastră n-a avut, spune Ministrul Apărării, iar militarii confirmă. Astfel de echipamente au văzut doar în misiunile internaționale, pentru că aici se antrenează doar cu arme din perioada sovietică. Lotul de asistență militară din partea Statelor Unite a ajuns la Chișinău marți seară pe calea aeriană și reprezintă cele mai noi tehnologii în armată. Mitraliera MG240 Bravo este una dintre cele mai moderne și eficiente arme care este utilizată în prezent de militarii NATO. Aceasta permite ochirea țintei la o precizie înaltă, la o distanță de peste 1200 de metri, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Este calibru 7.62x51 și merge banda cu cartuș. Cadența de tragere este 600-750 cartuși pe minute, dependența de unirea cartușilor sau reîncărcarea. M2, în popor se zice Browning sau 50 cal, care este instalat la fel pe același tripedul întreg, care este multifuncțional, este posibilitatea de a instala pe pământ sau pe tehnică, care puteți să observa în față. Este la fel calibru NATO 12.7x99 mm și posibilitatea de a executa tragere până la 2000 de metri, care este focul eficaț. Militarii moldoveni urmează să fie instruiți pentru a putea utiliza noile arme. Totuși, unii dintre ei spun că le-au încercat deja în antrenamente, dar și în unele misiuni internaționale. Suntem echipați, luăm de sus termovizorul, casca, vesta tactică, armamentul de întodare M4A1, care este dotat cu infraroșu, cu EOTEC, baterie, ce ne folosește pentru ușurarea executarea unei misiuni. Practic, dumneavoastră, cum puteți să executați o operațiune și pe timp de noapte, da? Puteți... Orice misiune, pe timp de zi și pe timp de noapte. Am văzut că acest tip de armament este mai fix, mai ușor de manevrat, mai mobil, mai... și deja putem să conlucrăm cu alte armate din Europa. Armata Națională a mai primit de la Statele Unite 18 drone militare. Pe lângă acțiunile de monitorizare, unele pot fi utilizate și pentru depistarea minelor. Ușurează cu mult riscul și lucru de zi cu zi la misiuni de minare care le au geniștii armate naționale pe teritoriul Republicii Moldova. Capacitatea de a ridica până la 15 kg, de la operator, dacă condițiile meteo sunt favorabile, până la 12 km, plus minus în condiții normale o oră de vreme, are, dacă bateriile sunt încărcate, autonomie este de o oră de vreme. Ministrul Apărării Anatolie Nosată îi spune că lotul de arme și echipamente va îmbunătăți semnificativ nivelul de pregătire a militarilor moldoveni. Armata Națională nu a avut așa echipamente, ele au început să vină în baza acordului semnat la 2019. Da, militarii au fost, sunt și vor fi instruiți în permanență să opereze aceste echipamente și pot să o facă deja destul de bine, ceea ce a fost demonstrat nu o singură dată, cum aici la exerciții, cum și peste hotare, chiar și în misiuni de menținere a păcii. Ele pe deplin asigură interoperabilitatea, ceea ce nu putea fi asigurată anterior cu echipamentele de producție sovietică, care nu mai sunt bune pentru multe lucruri. La evenimentul de prezentare a armamentului au participat și 3 congresmeni americani aflați într-o vizită oficială în țara noastră. This support will continue. We have a strong and enduring friendship and we believe that Moldova needs to be democratic and free and strong and prosper. We'll have to see, you know, how Moldova progresses to the requirements for NATO, but they've expressed, you know, we learned today in our first trip to Moldova, their desire to improve their country to qualify for those kinds of things, and we'll be as supportive as we can be
Moldova has a lot to be proud of and how far they've come in the last few years, and I've been very impressed. Precizăm că în ultimii 31 de ani, Guvernul Statelor Unite, prin intermediul Comandamentului European al Statelor Unite, a oferit țării noastre, la cererea Guvernului, asistență militară în valoare de peste 123 de milioane de dolari, iar asistența umanitară se ridică la 36 de milioane de dolari.